Salutare tuturor, astăzi vom face un nou episod de Brawl Stars, care vă voi prezenta de unde le-a venit ideea celor de la Brawl Stars cu Brawlerii. Dar înainte de asta nu uitați de un like, un subscribe, la Răzvan, un subscribe la Teodor Bote și hai să începem. Primul Brawler este Jesse, care încă nu se știe dacă cei de la Fortnite s-au inspirat de la Brawl Stars sau invers. Shelly este o bandită, Nita o admiratoare de urși. După aceea urmează Tara, care e un fel de mumie. Barley, care e un barman. Poco, care e inspirat din filmul Coco, presupun, un schelet care cântă. Daryl, Rico, Carl. Nu mai este vreo robot. Daryl, Rico, Carl și Burly sunt roboți, deci nu prea ce să descrii la ei. Colt este un șerif, e clar. Piper se zice că este un fel de prințesă, ceva de genul. El primul se zice că e inspirat din John Cena, dar nu e sigur. Pam, mamă, nu știu, dar cred că este dintr-o mamă care... Doi copii, Colt și Jesse. Și în poveste se zice că Colt este soțul lui Shelly, dar nu se știe încă. Următorul Brawler este Carl, care clar este un miner sau așa ceva. Aia Frankie din Frankenstein. Un zombie, clar. Linie din Aladdin, dacă nu mă înșel. Bibi, cred că e un fel de polițist, nu sunt sigur. Mortis e moarte, nu e ce să-l descrii. Creu este un fel de pasăre care se poate transforma în ori fel de cioară albă, ori într-un fenix, ori într-o cioară normală. Leona a suferit un accident, niște mutații și a devenit un fel de cameleon, care se face invizibil. Cam asta e ideea. Și cam atât a fost cu acest episod. A fost un episod mai scurt, la